pacientă de la Spitalul King's College din Londra, muzician profesionist, a cântat la vioară în timp ce chirurgii o operau pentru a îndepărta o tumoare cerebrală. Astfel, chirurgii s-au asigurat că acele părți ale creierului care controlează mișcările fine ale mâinii nu sunt afectate în cursul intervenției chirurgicale de precizie milimetrică. Dagmar Turner, de 53 de ani, a fost diagnosticată cu tumoare cerebrală după ce a suferit un accident vascular în 2013. Artista a ezitat mult până s-a hotărât să accepte operația de teamă că și-ar putea pierde abilitatea de a cânta la vioară. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.